Elevii au avut parte de subiecte ușoare la prima etapă a concursului Kangurul Lingvistic. Au avut la dispoziție o oră pentru a răspunde unui set de întrebări care are scopul de a testa și abilitățile de lecturare și înțelegerea unui text. Îmi plac foarte mult cărțile sau romanele de dragoste, dar sunt pasionată de română încă din gimnaziu. Și am mai participat la acest concurs și mi-a plăcut. Mi se par foarte ușoare, mă aștept la rezultate mari. Am mai participat la acest concurs și mă aștept la un punctaj destul de mare. Subiectele mi se par ușoare și îmi place foarte mult să citesc cărți cum ar fi Legendele Olimpului. Mi s-au părut subiectele ușoare, am de încercuit variantele. La ce punctaj te aștepți? La maxim. Cei mai mulți dintre elevi participă la competițiile școlare pentru a-și testa nivelul cunoștințelor, dar și pentru a-și îmbogăți cultura generală. Subiectele nu au fost studiate, sunt fragmente din romane, din opere literare, bineînțeles. Sunt la prima vedere, nu cred că sunt cu grad de dificultate sporit, cred că le vor înțelege, având în vedere că mulți dintre ei participă a ena oară la acest concurs, le place foarte tare. Concursul Kangurul Lingvist este un concurs foarte popular în școala noastră, în fiecare an avem o participare masivă. Astăzi are loc concursul secțiunea limba română, la care participă în jur de 300 de elevi, cărora le urăm foarte mult succes, deoarece își vor evalua cu acest prilej anumite deprinderi. Următoarea competiție care îi așteaptă pe elevi este Olimpiada. Sâmbătă, sute de elevi își vor testa cunoștințele la limba română la Colegiul Național Traian.